Stimați telespectatori, am venit în fața micilor dumneavoastră ecrane cu președintele Partidului Mișcarea Populară, filiala Gorj, cu domnul Nicolae Davițoiu. Stimați telespectatori, în cadrul acestei emisiuni vrem să-l punem pe domnul Davițoiu, ca să spun așa, și mie vine să râd pentru că nu credeam că politicienii sau unii politicieni pot să mintă într-un asemenea hal. Da, este adevărat, stimați telespectatori, mai mintă și politicienii și îi vom arăta domnului Davițoiu și sper că va lua poate măsuri pe aceea pe viitor în partid, cum unul din membrii de vază ai dumnealui din partid, un parlamentar, vrea să plece din partid, deși nouă ne spune și jură cu mâna pe Biblie, ca să spun așa, că nu vrea să plece din Partidul Mișcarea Populară. Concret, probabil că ați urmărit emisiunea de aseară, cu în exclusivitate, domnul președintele PSD Gorj, domnul Florin Cârciumaru, a declarat că a fost contactat telefonic de către unul din parlamentarii care se află la Partidul Mișcarea Populară, dumnealui nici nu a dat nume, care l-a rugat ca în situația în care va fi sunat de domnul Dragnea sau de domnul Neacșu, vis-a-vis de domnul Iriza Scala, să spună că da. Înțelegeți, domnul Davițoiu, de ce va fi sunat? Adică să spună că e de acord probabil să se reîntoarcă în partid. Astăzi am aflat că este vorba de domnul Iriza Scarlat. Domnul Iriza Scarlat ne-a spus că nu e adevărat, că el este ofertat de liderii de la centru. Acum pe cine să credem? Ia spuneți-ne. În primul rând, să rămână bună seara telespectatorilor noastre. Ce scuze că nu m-am uitat la, nu m-am uitat la emisiunea noastră de aseară, îmi pare foarte rău. Dar vă cred pentru că știu că vorbiți pe probele pe care le aveți. Am văzut și eu foarte multe, o avalanșă de să zic așa, de interviuri date de către deputatul nostru, Scarlat Iriza, și la radio, la un radio și la un spune ziar, că nu pleacă și nu pleacă și pentru că a muncit la... și a adus primar la Mișcarea Populară, nu știu, unul sau doi primari, spunea dumnealui, și consilieri. Și nu, noi nu avem decât un primar, nu este. Domnul Scarlat Iriza, că cred că exagerează foarte mult, n-a adus dumnealui nici primar, nici consilieri. Consilierii acolo unde au reușit, au reușit, după părerea mea, prin munca lor. Acum începem noi acum să ne asumăm și să ne învățăm că noi, din datorită nouă, au câștigat cei care au ieșit consilieri, sau în cazul primarului de la Stejar, care a ieșit primar, a ieșit datorită lui și muncii echipei lui de acolo. Așa aș putea să spun că am fost și eu de două ori la Stejari, și când la primarul din de acolo. Am văzut că se bucură de o simpatie deosebită. Eram într-o proporție de 70% sigur că va câștiga. Acum să începem fiecare să ne lăudăm că datorită nouă au câștigat anumite localități, consilieri locali și în cazul comunei Stejari, primăria Stejari, cred că este foarte dar mult. Dumneavoastră, și le-am scădea foarte mult din meritele celor care au muncit acolo. Domnul Davițoiu, dar dumneavoastră, ați auzit, chiar și în discuțiile pe care le-ați avut cu liderii politici, adică, bun, nu, de exemplu, nu sunteți în alianță cu PSD-ul, dar asta nu înseamnă că nu vă salutați cu reprezentanții PSD sau cu membrii PSD sau nu stați de vorbă. Da, eu vorbesc stradă cu toată lumea, nu are legătură disputa politică cu... Sau la urechile dumneavoastră au apărut informații că domnul Iriza Scarlat ar intenționa să plece din PMP, să se ducă către PSD? Sincer să fiu, sincer, nu cred. Cred că este o discuție între Scarlat Iriza și actualul președinte al PSD-ului, Cârciumaru. Nu mi-a spus nimeni, dar nici nu cred că este vreun dram de adevăr. Cred că s-a supraofertat singur, după părerea mea. Nu cred că... Deci nu credeți că cineva din PSD l-a chemat? Nu cred, pentru că nu cred că în momentul de față PSD-ul dus e lipsă de candidați. Nu, mai puțin, vă rog frumos, dacă îmi permiteți, o să rog colegii să ne arate știrea care a fost difuzată cu declarațiile celor doi liderii politici. Incredibil, dar adevărat, în exclusivitate la emisiunea Punctul PI, președintele PSD Florin Cârciumaru a vorbit despre discuția telefonică avută cu un deputat de la Mișcarea Populară Gorj, fost social-democrat, acesta din urmă adresându-i o rugăminte. Astăzi am fost sunat de un deputat care a părăsit PSD-ul și s-a dus la PMP,
că o să fiu întrebat, o să fiu întrebat de domnul, de domnul Dragnea și de domnul, de domnul Neacșu și să zic, să zic da, că sunt de acord să vină, să vină din nou. Cârciumaru s-a informat pe linie de partid care sunt intențiile PSD, însă acesta este convins de faptul că biroul permanent județean al PSD nu va accepta revenirea deputatului respectiv în partid. Deși nu a dorit să facă public numele parlamentarului plecat din PSD către PMP, Cârciumaru a susținut faptul că aceste persoane își urmăresc interesul personal, ceea ce se traduce în opinia liderului politic prin tupeu politic. Vedeți unde duce tupeul politic în ziua de astăzi, fie că este vorba de omul nostru de la Gorj sau că este vorba de altul. Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față. Vor să se reîntoarcă în PSD. Da. Vrea să se reîntoarcă. Vor să se reîntoarcă în PNL. Vor să se reîntoarcă în PSD. Uitați-vă ce se întâmplă la ora actuală pe eșichierul politic privind constituirea majorităților și știți cum, de ce este această luptă și o să vedeți că o să apară probleme și mai mari în ceea ce privește constituirea și componența Parlamentului, pentru că toată lumea fuge din stânga în dreapta după un loc eligibil în toamnă. Contactat telefonic, deputatul Iriza Scarlat are o cu totul altă variantă. Acesta a negat total o astfel de intenție, susținând însă că a fost ofertat de liderii PSD de la centru, dar nu a acceptat. Într-adevăr, eu ieri, pentru că sunt de 8 ani fără 4 luni în Parlamentul României și am foarte mulți prieteni. Și o parte din prietenii de la PSD, care sunt deputați, mi-au făcut o ofertă pe care eu am refuzat-o politicos. Mai greu de crezut acest lucru în condițiile în care în spațiul media au apărut contradicții la nivel de declarații între liderul PMP Gorj și deputatul Iriza Scarlat, mărul discordiei nefiind altul decât un loc eligibil la alegerile parlamentare. Da, stimați telespectatori, domnule președinte, pe cine să credem? Dar sincer, deci vă rog pe mine frumos. Trebuie să mă credeți care vă spun corect. De ce că eu n-am nicio, să zic așa, niciun conflict cu niciunul dintre membrii. Nu lăsați că ajungem și la conflictul, populară. La ultimul paragraf, da. din știrea care a fost difuzată, dar eu vă întreb minte, adică sau cel puțin a omis domnul Iriza Scarlat. Eu urât să spun minte. A omis domnul deputat Iriza Scarlat să spună adevărul? Da, cred că după cum se vede din ceea ce prezentat dumneavoastră, este foarte clar că dumnealui a provocat un, să zic așa, un incident din care a ieșit destul de șifonat, după părerea mea, prin ceea ce a spus liderul PSD de la Gorj, adică că faptul că l-a pus practic, dacă veți fi sunat să spuneți că da. Da, practic l-a și umilit puțin, trebuia să aștepte la acest lucru, știa care este animozitatea dintre Partidul Mișcarea Populară și PSD, ceea ce nu mi-a plăcut și a auzit și eu acum la dumneavoastră de la liderul PSD, Florin Cârciumaru, este faptul că l-au asaltat liderii celorlalte partide politice ca să facă majoritate cu el. Nu cred că e așa, cred că el s-a milogit, aici pot să vă spun din surse sigure, s-a milogit de celelalte formațiuni politice, deci de ALDE și de PSRO, ca să facă majoritate cu PSD-ul, adică la Consiliul Local. Da. În speță pe Florin Cârciumaru. Avem un deputat, un telespectator, alo, bună seara. Bună seara, doamnă. Bună seara. Aș vrea să pun și o întrebare domnului David Țoiu. Vă rog. Domnul David Țoiu, eu știu că sunteți un om de bună cuvință și de o bună credință și cu frica lui Dumnezeu. Avem și noi probleme pe la Direcția pentru Protecția Copilului. Aș face și un apel către domnul Cosmin Popescu, dacă sunteți amabil, din dumneavoastră, dacă se poate, cu domnul Popescu, Cosmin, puteți să-l faceți, că acum avem și noi consilieri la, da? În Consiliul Județean. Să preluați așa atribuțiile astea în Direcția pentru Protecția Copilului, că sunt foarte probleme mari. Dar bineînțeles că sunt și în centrele cu dizabilități. E cam multă mafie, trebuie curățenie în centrele cu dizabilități, în direcție, neapărat. Am mai intrat cu doamna, în legătură cu doamna Loredana.
Cred că știe doamna respectivă. Da, vă recunosc. Știu că sunteți nemulțumit de serviciul de catering, din câte am înțeles eu la dumneavoastră, și de directorul Cotrună. Da, deși domnul director Cotrună aș vrea să fie schimbat în mod obligatoriu. Nu, ne trebuie o femeie acolo, domne, că acolo trebuie un om cu suflet bun. Deci o femeie care să aibă copii, să aibă frica lui Dumnezeu. Nu ne trebuie bărbat. Domnul Cotrună nu e pentru așa ceva, ne pare rău. Da. Domnul Cotrună ar trebui să plece unde trebuie. Că nu face față. Nu, ne trebuie o femeie și cu suflet bun. Acolo sunt persoane cu dizabilități în centrele astea. Da, vă mulțumesc tare mult pentru... Dar să ne conducă, nu să vină și să ne vorbească de sus, că când vine prin centru ne vorbește de sus. În loc să vină să ne întrebe de viață, de soartă, de... Că ați văzut ce s-a întâmplat la televizor în centrele alealte. Da, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Domnul David, să aveți reprezentanții în Consiliul Județean. Și chiar mâine după amiază este ședință de Consiliu. Da, și într-adevăr sunt probleme, după câte știu și eu și știu destul de bine, sunt într-adevăr probleme destul de grave în direcția pentru protecția copilului, care cu timpul s-au și accentuat. Deci, cel puțin din punctul ăsta de vedere, telespectatorul are dreptate. Bun. Și noi, prin consilierii care avem, îi promitem că o să ne implicăm în aceste probleme. Bun, în aceste condiții în care dumneavoastră ați văzut declarațiile, ce veți face în continuare? Păi ce ar putea să facă un președinte de partid în condițiile în care vede că un parlamentar, da? Da, este o greșeală inadmisibilă pentru experiența unui parlamentar. Văd că sunt bine, înseamnă că nu vă pasă prea mult sau cum? Păi ce să le fac eu dacă, din dorința de a fi cât mai vizibil, din dorința de a ieși cât mai mult în... Dar obține, nu, dar rămâne pe scaunul de parlamentar, știu, asta demonstrează. De a ieși cât mai mult în evidență, comit și asemenea greșeli foarte mulți dintre actualii parlamentari. Vă așteptați ca domnul Iriza Scarlat? Să facă așa ceva. Să se supraoferteze singur. Păi dumneavoastră spune că a fost ofertat, și să vedeți că... Păi, da, să vede că a fost ofertat din declarațiile pe care le-a făcut liderul PSD-ului. Adică, practic, l-a sunat și l-a rugat să... Deci e foarte clar că nu avea acceptul organizației locale. De ce credeți că, domnul, eu o să vă întreb acum, și nu știu, poate e o întrebare prostească, dar de ce astăzi domnul Iriza Scarlat n-a vrut să declare când l-am întrebat? Adică de ce un politician, domnule, dacă chiar vrei să pleci dintr-un partid, nu te ține nimeni, eu mă gândesc că nu țineți dumneavoastră în lanțuri pe deputatul Iriza Scarlat să rămână... Noi nu ținem niciun membru. De ce nu a avut curajul să recunoască, să spună da, vreau să mă reîntorc în PSD sau vreau să mă reîntorc în PNL, în o altă formațiune? De ce politicienii... Vă dați seama dacă ei mint, adică dacă nu vor să spună adevărul ce s-a întâmplat, deci în fața unui jurnalist mă gândesc pe care... Nu știu, mă gândesc că există respect. Din moment ce eu, de exemplu, ca jurnalist, respect pe domnul deputat Iriza Scarlat, în limita colaborării pe care o am cu dumnealui. Da, apoi pe cetățenii de rând. Da, după părerea mea a greșit și greșesc foarte mulți, foarte mulți care din dorința de a se autopropune încearcă să se supraestimeze. Ori toată lumea știe că cel mai bun indiciu și cel mai bun barometru este votul pe care îl obține de la cetățean. Din păcate, sunt foarte mulți care s-au confruntat cu electoratul, au văzut că n-au succes și totuși insistă de a crede că locul lor este în altă parte decât unde este în momentul de față. Ceea ce, după părerea mea, este inadmisibil. Probabil este și asta o boală. De a te crede mai mult decât ceea ce ești în momentul de față. Pentru că dacă ai obținut un scor, vă dau un exemplu, 10% și tu sperai că iei 30%, păi, acum ce să faci? Să dai vina pe electorat? Nu, eu cred că cel care a candidat este de vină și care n-a obținut scorul pe care credea el sau care ar crede că îl merită. Este ca și un elev care nu învață nimic și vrea să ia 10. Da, da, un politician, de exemplu. De ce? Pentru că astăzi același deputat Iriza Scarlat a dat declarații la un post local de radio în care spunea că centrul va decide, mă rog, nu, este pentru, este vis-a-vis de alegerile parlamentare. Nu, nu. Este, și de candidatura dumneavoastră. Și că trebuie să respectați ce spune centru. Nu. Este o greșeală care au mai făcut-o și alții și înainte de alegerile locale. Vă spun că toți care au fost pe liste au primit locurile de pe liste
cu acceptul organizației de la Gorj. Nu că s-au dus și au discutat. S-au dus și au discutat. De exemplu, pot să spun că a făcut o greșeală inadmisibilă la un moment dat. Puteam să găsim un candidat, să-l punem și pica orice înțelegere. Deci nu era nicio problemă dacă, de exemplu, îl puneam pe Rotaru să candideze la municipiu. Aveați mai multe procente. Da, este foarte clar. Și a fost în grădina noastră. Puteam să-l... Deci da. Nu este. Am mai făcut și noi greșeli. Asta trebuie să ne asumăm. De ce asta să e învățare de minte pentru următorul ciclu electoral. Da. Alo, bună seara! Sărămâne! Bună seara! Bună seara, domnul David Soiu! Bună seara! Doamna Loredana! Da. Vă surprind minciunile? Eu de 26 de ani trăiesc numai în minciună, domnule. Fiindcă un șef al PSD-ului, Gorj, a spus că minciuna face parte din viața de zi cu zi. Eu aș fi, după prostia mea de om bătrân, aș băga un codul penal, domnule. Ai mințit la pușcărie, domnule. Au mințit că 2 milioane de locuri de muncă. Parlamentarul, ascultați-mă puțin, mă gândeam că parlamentarul respectiv, din moment ce a plecat din PSD și este la un nou partid, la Partidul Mișcarea Populară, mă gândeam că, nu știu, că spune adevărul, adică asta am vrut să spun. Doamna Loredana, credeți în oameni și în politicieni? Greșeală mare, domn. Nu sunt politicieni, domn. Ăștia sunt traseiști. Vă spun în concluzie o singură treabă și nu mai intervin în văd de sănătatea mea. Petre Țuțea, un mare, mare om, a fost întrebat de un ziarist. Ce-i politica? Știți răspunsul? E un car cu boi. Care rămâne, boie pleacă, să rămână. O seară plăcută și multă sănătate, dar este unul dintre telespectatorii care ne urmăresc seară de seară. Îi mulțumesc telespectatorului pentru intervenție și pentru, mă rog, acest... Da. Mai credeți dumneavoastră, mai... Domnul David Zoi, dar dumneavoastră credeți? Politicienii? Îi vă întreb, îi credeți, mai nu, credeți? Nu. Deși sunteți politicianii și dumneavoastră. Da, dar vă cred. Eu nu mă scriu în această arie care să actia neapărat după de a fi eu pe primul loc la... Adică tot timpul mi-am văzut lungul nasului și m-am confruntat de foarte multe ori cu votul direct al alegătorilor și știu ce înseamnă. De aceea când văd foarte mulți oameni care insistă pe o chestie care știu precis că este duce spre pierzanie, adică nu este o De ce l-a susținut atunci pe Liviu Andrei la primăria Târgu Jiu? Pentru că la momentul respectiv, sincer să fiu, și eu ca și mulți alții, am crezut că totuși la activitatea lui pe care a avut-o are totuși mult mai mult decât indicau sondajele. Dar plecase de ceva timp în Gorj. Știu, dar are mai mult decât se vehicula prin sondaje. Acum trebuie să fiu și sincer. Deci chiar am crezut la momentul respectiv că are mai mult... După aceea, când am văzut anumite sondaje și am văzut că, într-adevăr, sondaje chiar făcute de noi, am văzut cât are Marian Rotaru, unii din colegii mei le-au și văzut și cei care... Vă pare rău că cei... l-a scăpat din mână pe domnul, adică practic n-a rămas că domnul... Da, normal, de toate pare, deci îmi pare foarte rău și, și de Goe, de Filip, de la Rovinar, că a fost în grădina Robert noastră. Robert Filip, domnule. Robert Filip. Goe, eu zic că eu consider că sunt prieten cu el. Robert Filip, într-adevăr, care l-am avut în grădina noastră. Eu consider că dacă cu cele două achiziții, Aldele nu mai intra în Consiliul Județean, după părerea mea, și în Consiliul Local. Ceea ce era un rezultat extraordinar pentru noi. Și făceați dumneavoastră majoritate cu PNL-ul. Da, puteam face majoritate cu PNL-ul, un lucru dorit de foarte multă lume. Dar acolo nu trebuie să te pare. Ce a fost? A fost niște greșeli care ni le-am asumat, într-adevăr. Asta este, dar de acum încolo nu trebuie să perpetuăm aceleași greșeli. Pentru alegerile parlamentare, să înțeleg că veți adopta o altfel de strategie? Da, vom merge pe niște oameni care să aducă voturi, pentru că ne-am convins că trebuie neapărat să ai oameni care tractează partidul. Cine, domnul Iriza Scarlat? Trebuie, nu, am pronunțat nume. Dar noi trebuie să găsim cel puțin și la Senat un candidat destul de bun care să tragă lista. Că dacă ai, de exemplu, numai la deputați unul sau doi care trag, nu este de ajuns, pentru că vor fi liste și la Senat și la Camera Deputaților. Deci noi, ca să luăm un scor bun pe Gorj, că acum am văzut cam cum stăm, nu mai este clar, că acum nu mai trebuie să mai facem experimente. Le-am făcut, am văzut cam care este potențialul fiecărui candidat. Și ei care nu recunosc și care nu văd și se ducă, vorbește, înainte treaba lor, dar nu trebuie să dăm toți cu capul în zid.
eu zic că sunt niște oameni care nu sunt realiști. Fără două locomotive la Senat și la Camera Deputaților, noi nu putem să luăm acel scor de peste 10% care ne este necesar pentru a prinde un parlamentar. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Vă auziți? Da, vă auzim foarte bine, dumneavoastră ne auziți. Da. Și eu vă aud extraordinar de bine. Vreau să-l întreb pe domnul președinte, că am văzut, mi-am dat seama că se crește de greșeala care a făcut-o cu orientarea pentru municipiul Târgu Jiu ca primar. Nu mă feresc, am și recunoscut-o. De ce? Da, recunoscut. Ce? Da, pe nu, pe tocmai de aceea. Dar eu, după câte vă cunosc pe dumneavoastră, știu că sunteți un băiat cu multă experiență și știați că nu va lua Andrei. Era sigur din capul locului că Andrei nu va lua pentru petele care le-a lăsat în urmă, cât a fost în gol. Sincer să fiu, eu am crezut că ia cel puțin 10%. Acum dacă am recunoscut și greșeala, și v-am spus sincer ce am crezut. La capăt. Asta a fost. N-aș avea niciun interes acum să vă mint. Nu. Păi nu, nici nu trebuie să pregătiți funii sau spânzurători și alte chestii pentru asta, nu. Dom'le, vreau să vă spun ceva. M-am simțit astăzi în București circulând, în municipiul Târgu Jiu, și m-am văzut în București, pe strada Brâncuș, bulevardul Brâncuș. Eu n-am văzut o asemenea organizare ca a lui Zaharia ăsta cu reparatul și plombatul acestor străzi, ziua miază, să încurci circulația în așa fel încât avea vreo 7 milițieni de la circulație, că au destui milițieni la circulație. Dar este o greșeală care noi chiar am sesizat-o și dat-o și chiar sunt mulți care chiar s-au supărat că am dat. Dar vreau să fac o mică rectificare. Plombarea străzilor pe bulevardul Brâncuș pentru respectarea adevărului. N-a fost făcută de către edilitară, pentru că noi am și dat reportaj, ne-am și interesat, este cu tot o altă firmă cea care a făcut plombările pe bulevardul Brâncuș. De aceea sunt și în cauză și cunosc subiectul și am vrut să fac rectificarea pe care v-am spus-o. Atunci felicitați-l pe primar și pe vicele primar ce se ocupă de activitatea economică din municipiul Târgu Jiu. Dați-mi voie să vă spun că este regretabil că se întâmplă așa ceva, pentru că strada asta este spartă, cred că, a patra oară în decursul acestui an. Puțin spus. Știți ceva? Prin natura muncii mele care am avut-o și care mi-o continui acum la privat de la stat plecând, mai merg pe la Arad, pe la Oradea, pe la unități, pe la aceste sătuc sau, cum să spun, comune mai mici ca noi și foarte bine dezvoltate. Acolo se lucrează la străzi, reparații și este noaptea. Pentru că e lumină în oraș. Și se poate face treabă. Și retușerile se fac în zile de sărbători. Duminica, sâmbăta, cum făceau comuniștii, pentru faptul că nu e așa aglomerat. Și altă chestiune care ar mai fi... Da. Și altă chestiune... Sunteți foarte fericiți cu cei doi deputați bănuiesc care i-ați primit de la PSD-ul pentru acest partid pe care îl coordonați în Gorj. Domnule, faceți-vă niște calcule bine și puneți oameni semnătoși, că eu, să știți, eu am ținut cu politica asta lui Băsescu cât de cât, chiar dacă sunt de stânga. Că trebuie puțin ordine făcută. Eu vă promit că nu o să vă dezamăgim când ați vedea listele de candidați. Și puteți câștiga mult mai mult, zic, la Consiliul Județean. Eu l-am văzut pe Gelu, l-am văzut un vicepreședinte la Consiliul Județean, că eu i-am spus-o. Dar uite că nu s-a întâmplat așa cum am crezut și eu și el. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim pentru intervenția telefonică. A spus că, nu o să fie dezamăgit. Asta înseamnă că deja v-ați conturat, aveți în minte persoanele. Nu, dar de data aceasta sunt convins și vreau să nu mai greșim. Domnul președinte, nu puteți spune unui telespectator, nu o să fiți dezamăgit. Asta înseamnă că ați identificat deja resursa umană. Pentru că eu zic că am învățat foarte mult din alegerile locale și vom trage concluziile. Pentru că responsabilitatea pentru scorul care se va lua la Târgu Jiu va fi strict a președintelui de filială, care în cazul unui eșec este schimbat, adică în cazul unui succes va rămâne în continuare, ceea ce s-a întâmplat și după alegerile locale. Acum noi trebuie să nu ne gândim, adică nu mă gândesc numai strict la poziția mea, care pe undeva
Eu chiar am trecut foarte mult prin politică, nu mai am aspirații. Nu, dar de filială, vă rog frumos. Foarte, dar nu mai am aspirații. Nu mai am aspirații, după cum ați văzut pe listele noastre, în afară de cei care i-ați văzut și care sunt, mă rog, nu sunt în asentimentul telespectatorilor. Domnul Izaskar Lac va candida văzut foarte la mulți parlamentare dintre, din partea. Ați văzut foarte mulți tineri. Noi am avut pe listele de Consiliu Județean, după Liviu Andrei, ați văzut pe Cătălin Brăilă, pe Gabi Gârjoabă, tineri, sub 32 de ani, chiar au muncit în campanie, a fost foarte mulțumit de ei, și pe listele de la Consiliul Local ați David, văzut foarte mulți, primarii lăsați, foarte mulți. Lăsați ce a fost, a fost. Eu vă întreb pentru ce va fi pe viitor. După ce ați trecut prin acel duș rece și ați spus că ați învățat multe, da, în precampanie, campanie, alegeri locale, domnul Izaskar Lac va candida sau nu va candida? Pentru că dumnealui, în declarațiile făcute, v-am spus, în mass media locală, pare foarte sigur că centru va decide și că dumneavoastră trebuie să respectați ce spune centru, așa? Nu, eu vă garantez că decizia pentru ordinea pe listă la parlamentare se va face lista la Gorj. La Gorj. Și în aceste condiții avem un telespectator și aș ruga să rămână 2-3 secunde pe fir, să nu se supere. În aceste condiții, când ați văzut ce declarații și ce contradicții în declarații au apărut astăzi, veți mai fi de acord să candideze din partea Dar PMP? Dar ascultați-mă puțin. Noi nu facem listele după contradicțiile și declarațiile pe care le fac. Dar ce faceți? După unii voința unui om de a nu, rămâne nu, pe scaunul de parlamentar sau de a ajuta electoratul din Gorj și comunitățile din Gorj? Este treaba de ce susțineți un om? Este treaba fiecărui acum își susține campania de a prinde un loc pe liste la parlamentar. Dacă așa cred ei că așa e bine, este treaba. Sunteți de acord? Domnul David, vă mai întreb o dată. Dumneavoastră susțineți un candidat la alegerile parlamentare pentru că vreți ca acel candidat să reprezinte bine Gorj în Parlament sau pentru că își dorește acel parlamentar să rămână încă 4 ani pe scaunul de deputat sau senator? Dar eu v-am spus care va fi lista noastră de candidați până nu, la... Nu, eu vă întreb per general. Per general vă întreb. Așa. Susțineți candidatul pentru că vrea să ajute județul Gorj legislativ? Sau nu, pentru noi susținem acel candidat intenția care... Este... Ascultați-mă doar puțin. Noi vom susține acel candidat și acei candidați care credem noi că se bucură de încrederea cetățenilor din județul Gorj și din municipiul Târgu Jiu. Asta vreau să aud de la dumneavoastră. Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Și dumneavoastră, bună seara! Încep cu de că nu-mi dau numele. Domnule David Țoi, mă recunoașteți. Sunt prietenul dumneavoastră din parc de la Lido. Cum v-a spus că domnul Liviu Andrei și domnul Popeangă nu vor avea succes. Să vă debarasez de dumnealor. Da, rețin, de 9 mai. Îmi cer scuze, nu-mi dau nume, că știți știu, că... Știu, știu despre cine este vorba, din, da, din par de la Lido din 9 mai. Exact, tot respectul pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, fratele dumneavoastră, domn director. Gândiți-vă bine, dacă Popeangă, cum i-am spus acolo în par, și acum vorbește pe alt post, nu mai, mă rog, dumnealui știe ce... Dacă țineți să vină oameni care spune că a plecat unul de la un partid la altul și dumneavoastră a plecat de la vreo 3 partid, APR, PSD, a venit la dumneavoastră, nu se știe ce va fi. Luați-vă oameni competenți, chiar dacă a fost partidul lui Băsescu, care a tăiat pensii și astea, dacă puneți oameni competenți și oameni care doresc să facă ceva pentru populație, vor fi aleși. Nu cei care s-au plimbat dintr-un partid în altul. Da, o mică rectificare. Președintele Băsescu n-a tăiat nicio pensie. Atât, în rest... Cu restul sunt de acord. Nu era domnul Boc. Domnul Boc n-a tăiat nicio pensie, că știți că Curtea Constituțională a spus că nu sunt... Salarii. O mică rectificare. Salarii, pensie, da, îmi cer scuze. E cu totul altceva salarii. Salarii și toate celelalte, mă rog, ce și-a bătut joc de țară. Dar aveți șansa de a câștiga. Și vă mai spun un lucru. Aveți la Rovinari o echipă formidabilă, extraordinară. Pe Simona Țoardă, Fane Verșoiu și încă vreo 2-3 care au muncit cu stârg și devotament. Iar de ei și-au bătut joc, pentru că eu lucrez acolo, știți foarte bine, și sunt coleg cu ei, iar de ei și-au bătut joc cel care a candidat la primărie și ceilalți, unii dintre ei, care le-au luat bani, Simona a dat, de exemplu, 30 știu, de bani. Știu, a fost la o ședință astăzi și n-aș vrea să mai discut, a fost la o ședință la Rovinari. Dar lucrurile deci se discută. Dar și aveți oameni foarte competenți, susțineți-i. Deci vă garantez că sunt în temă de tot ce s-a întâmplat acolo, exact, da? Exact. Și aveți oameni competenți în teritoriu, luați-i pe ăștia începători. Încercăm să-i promovăm și noi. Exact, vor să se afirme
vor să muncească, vor să se întâmple lucruri frumoase. Lucrurile interne din Mișcarea Populară se... Pentru că și alte partide, luăm topela, inclusiv la PSD o să-mi chestii din asta, că sunt 2-3 care nu mai au ce căuta pe acolo, nu știu de ce mai țin. O să piardă și PSD, cum pierd și alții. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Luați-vă domnul. Da, și noastră. Luați-vă oameni competenți, iată ce spune un telespectator pe lângă dumneavoastră pentru a câștiga încrederea electoratului. Este ceea ce v-am spus eu. Noi o să alcătuim o echipă din oameni care se bucură de încrederea cetățenilor. Pentru că am constatat de această dată. Nu ai oameni care se bucură de încredere, deci ai oameni controversați, care nu sunt populari în județul Gorj, în foarte multe localități din județul Gorj, că până la urmă votul la parlamentare acum este unul pe listă, nu mai este pe colegii, și de componența acestei liste, de aderența pe care o au cei pe care îi vor trece pe aceste liste, cel puțin primii doi sau primii trei la aceste alegeri, așa vom obține și procentul pe... Este adevărat că printre cei care vor fi susținuți pentru o candidatură la alegerile parlamentare din toamnă de către Partidul Mișcarea Populară se află și domnul Gheorghe Davițoiu? Da, s-ar putea. De ce să nu este? Faptul că a fost, iată, electoratul a vrut în Consiliul Județean ar însemna practic o victorie sigură, adică un mandat chiar și câștigat dumnealui? Da, este în cărți pentru alegerile parlamentare. Deci este în cărți. Bun, aș vrea să discutăm, mai sunt câteva minute, dar aș vrea să îmi spuneți și mie cam care este viziunea noastră. Știu că, de exemplu, urmăriți îndeaproape activitatea de la Compresul Energetic Oltenia și cam ce credeți că se întâmplă în această companie, în acest colos energetic. Nu mai știi pe cine să mai crezi, ce sindicate să mai crezi, ce director să mai crezi. Vine din nou corpul de control al ministrului Grigorescu, spun unii lideri de sindicat. Au mai venit alte echipe de control, însă de la premierul Cioloș nu s-a făcut nimic public vis-a-vis de verificările făcute în ianuarie, februarie, știți foarte bine. Se vinde energie, se pare mai bine, dar pe de altă parte, iată, avem un grup energetic în revizie, CSU cere multe restructurări, sindicatele nu acceptă. Ce se întâmplă? Este o luptă surdă care cu timpul se va accentua. Cei care între sindicate pentru a cât mai puțin membrii componenții ai respectivelor sindicate să apară pe aceste liste de disponibilizări. În loc toate aceste sindicate să se unească și împreună cu administrația să găsească cele mai bune soluții, pentru că în momentul de față în CEO se produce și foarte puțin cărbune, au foarte multe probleme cu mediul. Este acolo de astăzi iarăși de... oameni care de teren, o problemă pe la Jilț, am înțeles. Știu, au foarte multe probleme în cariere, nu s-au mai respectat tehnologiile, nu s-au mai făcut reparații la timp, nici haos? Curente, nici capitale. După părerea mea, în momentul de față, minerit este un haos total. Puțin mai, să zic așa, puțin mai multă ordine există în domeniul energetic, pentru că au beneficiat de câțiva directori care, într-adevăr, și-au pus amprenta pe activitatea acolo respectivă. Da, l-aș nominaliza aici pe PISC pe directorul PISC de la termocentrală de la Rovinari, care de bine, de rău, după părerea mea, a menținut la un anumit standard termocentrala de la Rovinari. În rest, eu cred că este un haos general care cu timpul se va accentua și va duce, după părerea mea, care am mai spus-o și cu câțiva ani în urmă, la intrarea în insolvența Complexului Energetic Oltenia, pentru că a produce și a vinde bine o lună sau două pe an, nu poți să trăiești celelalte 10 luni, pentru că am văzut foarte clar, este pierdere de la începutul anului până în momentul în care vorbim. Peste o lună, două, după câte știu eu, va intra din nou în funcțiune reactorul. Deci, care... Nu s-a cerut deja, că am înțeles că s-a cerut deja repunerea în funcțiune. O să, nu, mai are. O să intre în funcțiune, ceea ce va... Mai lua din cota de energie câștigată din cota de energie de câștigată de CEO, pentru că se mai adaugă încă vreo 720 de megawatt-oră.
Sunteți chiar de încrezător și de optimist cu privire la faptul că, iată, amendamentele care au fost votate la legea energiei o să ajute compania atât de mult? Adică, bun, o să fie tratată în mod egal. Nu au fost votate amendamente, au fost votate legea energiei. Legea energiei, dar cu modificările aduse. Dar după ce am lecturat și eu câte puțin, că nu este mare... pot să spun că sunt chiar un ultra-specialist și am răsfoit toată legea. N-am prea realizat care sunt marile beneficii pe care le-a adus această lege a energiei. Și ar putea să fie specialiști în domeniul care să mă contradică și nu neg acest lucru, dar așa la o lecturare, știu, vă spun, la o lecturare foarte simplă, n-am văzut marile beneficii și, mă rog, triumful cu care s-a adoptat această lege din partea câtorva parlamentari, pentru că, până la urmă, ceea ce doare complexul energetic Oltenia, n-am prea văzut pe acolo prin lege lucruri care într-adevăr să avantajeze complexul energetic Oltenia. Acolo treia prin legea energiei să se vede foarte clar. Domnule, o cotă parte păi din totalul de... Stați puțin, am înțeles, de exemplu, aseară, într-o intervenție telefonică a unui lider sindical, am înțeles că din toamnă vrea să aducă o nouă modificare la aceste energie, în care să se treacă o cotă la energia pe cărbune, o cotă, pe termen de 25%. De ce n-au trecut? Mă rog, nu știu, probabil nu era, după părerea, cred că dacă trebuia trecută, de ce n-au trecut-o de acum? Facem amendament, știți cum tratăm bolnavul după ce moare? Deci normal ei trebuia să, pentru că este o perioadă destul de complicată pentru complexul energetic, este în urmă cu achiziționarea de certificate, deci nu văd de ce, eu cred că orice lună de întârziere în adoptarea unor măsuri legislative care să avantajeze să creeze un cadru legislativ propice pentru complexul energetic Oltenia este în defavoarea... Și în concluzie, domnule David, o ultimă întrebare înainte de finalul emisiunii. Este vulnerabilă în momentul de față această companie energetică în fața grupurilor de interese din energie? Este foarte vulnerabilă pentru că, neavând o conducere stabilă, în care toată lumea își rezolvă interesele prin diverse... Adică ne întoarcem la aceleași interese? Aceleași interese, după părerea mea, persistă și în momentul de față. Referitoare la licitații, la achiziționarea de diverse echipamente și de produse, la câștigarea de reparații, cineva? De licitații de reparații. Conștientizează cineva pericolul care planează? Nu, pentru că așa este poporul român. Până n-a ajuns cuțitul la os, tot timpul asta se mai poate. Vă mulțumesc. Sunt convins că de data aceasta CEO nu o va mai duce mult și o să ajungă la concluzia că trebuie luate măsuri mult mai de multă vreme. Vă mulțumesc tare mult. Ei, așa și este și când sunt numiți miniștri din fruntea energiei pe anumite criterii de clientelă politică. Asta este. Da, este o mare greșeală acest guvern tehnocrat. România nu este o țară care să-și permită orice fel de guvern cum este afară, care poate să aibă guvern și funcționează, pentru că deja ei se conduc după niște legi de ani, de sute de ani sau de zeci de ani, pe când România este o țară, din păcate, mereu în tranziție. Vă mulțumesc tare mult că ați luat invitația. Stimați telespectatori, președintele PMP Gorj, Nicolae David Soiu, în fața micilor dumneavoastră ecrane, eu vă urmăresc pentru faptul că ați fost alături de mine pe parcursul celor două părți ale emisiunii Punctul PI. Rămâneți alături de programele Acces TV, urmează Obiectivul Acces TV. O seară plăcută, la revedere!